Îi poți cere lui Dumnezeu ambele și sănătate și bani? Cam nu. Dacă îi ceri spor, îți dă ce trebuie. Și în general să știți că Dumnezeu dă, să nu credeți. Eu spovedesc în lumea cotidiană. Noi, în general, acum, după Revoluție, am învățat o telegramă care eu nu mai cred în ea. Vai, ce vremuri grele sunt. Nu, nu sunt vremuri grele. A venit vremea lenii. 50% din populație nu vrea să muncească. Nu mă refer, hai să folosesc un termen, nu mă refer la cei ceaușiști comuniști. Ăștia sunt oamenii care încă au 60-70 de ani și au o meserie. Dar s-au ridicat generațiile astea tineri de copii, deci dacă ei acum sunt 34 de ani la Revoluție, cam cei care aveau 10 ani pe la Revoluție, ei n-au muncit, chiar erau copilași, au intrat în democrația asta modernă. Cei care au avut 20 de ani atunci, imediat după Revoluție, au luat calea străinătății, acolo, cu casă, cu masă, cu familie, diaspora, cum îi spunem noi. Iar cei care au rămas acum și s-au școlit așa și cu plată și fără plată și cu taxe și fără taxe și cu carte și fără carte și cu note și fără note, ăștia sunt generația care cred că el dacă a apăsat pe un buton, da, domnule, stăpânește butonul ăla și fă minuni cu el, ai bani. Dar nu că dacă ai învățat tu o facultate de TCM care nu mai folosește nimeni la nimic, deci ce să inginerezi într-o țară fără industrie? Ce electromontaj să mai faci într-o țară fără industrie? Ce reparații de mașini să faci într-o țară fără industrie? Ce telecomunicații să faci într-o țară fără industrie? Ce electricitate să faci într-o țară fără industrie? Deci au distrus tot. Nu ne băgăm în asta, nu-i tema. Dar vreau să spun, eu fac o școală care mie nu-mi trebuie. Dar ia fă o școală de cei mai buni grădinari. Ia fă o școală de cei mai buni dulgheri. Cei mai buni sudori. Cei mai buni tâmplari. Cei mai buni zidari. Ăștia tot timpul au, toată lumea are nevoie de o casă, toată lumea se îmbracă, toată lumea mănâncă. Adică mă orientez și atunci sigur că în momentul în care cultul muncii se dezvoltă, crește și randamentul sufletesc. Omul leneș trupește este și leneș sufletește. Și vă spun asta dintr-o experiență proprie. Mi-am urmărit foarte mulți colegi și noi am intrat în mănăstire piserii. În anul cu tare au intrat 2-3, în anul cu tare 2-3, în anul cu tare 2-3, în anul cu tare 2-3. Și m-am uitat așa cu atenție. Toți care au fost hărnicuți și iubitori de pravilă și de canon și de rugăciune, toți au ajuns bine. Care au fost așa, ca să spunem, fulăi, au împrăștiat, s-au pierdut, s-au evaporat. Adică Dumnezeu nu suportă păcatul lenii. Lenii este un păcat de moarte care nu face parte din temelia smereniei. Omul smerit are înainte de toate patru calități practice și nu le spun eu, filocalia. Bărbăție și demnitate, adică dacă nu ești un om de cuvânt, nu ești un om de onoare, nu ești un om de calitate, nu ești un om să te respecti angajamentul dat, ești zero, nici nu vorbim de smerenie. Prudență, nu te bagi așa cu capul în sac, cântărești lucrurile, ce ai foarte mult nevoie din înțelepciune și discerni și astea le primești de la Dumnezeu, numai după îndelunge stări de atenție. De pildă, de-a lungul vremii și eu am întâlnit tot felul de sfătuitori, nu contează persoana lor, că nu sunt importanți, că să-i trecem în calendar. Când spuneau, nu, că acolo ar trebui să faci așa, că acolo ar trebui să faci așa, că acolo ar trebui să faci așa. Da, eu am tăcut, i-am ascultat, am zis, da, am făcut așa, cam cum am chipzuit eu că ar trebui să fie bine. Ei, după ce lucrurile au intrat într-un făcaș normal, am știut că vă descurcați, am știut că puteți, am știut că vă pricepeți. Ah, mersi, mersi. În sinea mea m-am gândit la asta, de vrăjeală și de dat cu perea ca să n-ai scamii, de ăștia îți găsesc. Adică viața te obligă să fii prudent. Nici în societate, mă refer la nivel de familie. Dacă s-a enervat odată soțul, gata, bag divorț. Dacă s-a enervat soția, bag divorț. Astea nu sunt cuvinte care nu se rostesc din dragul de a fi auzit. Pentru că el îi bat cuii, lasă răni. Mai, vezi că ai derapat, fii un pic atent. Sau, mai, vezi că ai ridicat un pic tonul. Nu e o cale corectă, găsește altă metodă. Adică ajustări de situații care să nu rănească demnitatea și să nu ieșim din ceea ce se cheamă normalitate. Cum ai ieșit din normalitate, e ca mașina care s-a dus în șanț. Ea e făcută bună, are structură, are carcasa, are airbag-ul. Dacă te-ai dus de-a dura, te-ai dus, ai format-o. Așa e și în căsnicii, în viața de zi cu zi. Știți că mai sunt oameni care spun că sunt buni, că ei sunt buni la suflet, doar că au o gură ceva mai slobodă. Și la gura, nervi nu se mai... Gura slobodă, spune Sfântul Proroc David,
omul limbut nu se va mântui pe pământ. Deci, David vine și îi spune gurii slobode așa. Une, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Și dacă ne uităm, avem doi mari sfinți ai vorbelor. Spune întâi Avarsenie cel Mare. Vine un ucenic la el și zice, părinte, mereu greșesc. La care el îi spune așa, taci, fugi, liniștește. Alt aval patericului Dorotei spune așa, dacă tu stai în chilia ta, ea te va învăța de toate. Adică, tot ce înseamnă vorbărie deșartă, intră la păcatul clevetirii, la vorbun. Spune, pentru tot cuvântul deșert veți da socoteală. Nu există. Și după aceea, și mai aspru decât atât, vine Ava Panvo, unul din mari sfinți ai patericului, trebuie să-i vizităm și lui mănăstirea pe zi, că am vizitat o noapte la lumina becului și n-am avut ce vedea, dar mi-am propus, chiar acolo, când am făcut câteva poze, am zis, domnule, trebuie să venim ziua, măcar o oră să stăm, să o admir așa din tot sufletul. O mănăstire atât de simplă, ca o bijuterie, doar un var galben așa dat pe ea cumva cu pământ, cu nisip de ăsta de pustiu, și totul la o simplitate, parcă erai de pe altă planetă, atâta frumusețe și simplitate în jur, și niște oameni atât de frumoși, și de simpli și de modești, parcă erau niște măturători de stradă îmbrăcați călugări. Adică se citea acea smerenie de care vorbim noi în temă, direct în gest. Nu era nevoie. Deci, când apar tu cu hainele alea scrobite, cu genul de rasă, de tip fluturii grecesc, care mânica se termină jos la coada pantofului, când apari cu camelafce de alea transparente, când apari cu metane de alea lungi de un metru, vorba înaltului pimen. El întreabă dată prin altul pimen unul la o conferință de asta, o întrevedere, zice, în al preasfinția voastră, ce reprezintă mătănile? Și el a zis, viclenia călugărului. Dar de ce în al preasfinția voastră? Cu cât îți mai lungi, cu atât ai mai viclean. Cu cât îți mai scurti, cu atât ai mai puțin viclean. Păi și dacă are numai acei de pe mână, dacă nu-i o vede nimic când se roagă, nu-i viclean. Adică nu trebuie să știe cineva că tu faci mătănie sau că te rogi, ăla-i secretul tău. Metania nu ți s-a dat să o pui la brâu și să fluturi cu ea când mergi pe jos sau să o plimbi în mână. Vorba lui părintele Ilarion de la Siestria, Antohi, care m-a învățat pe mine la citit psaltirea. Eu mă jucam cu metania într-o duminică și număram boabile așa, nu știu, cum dădeam pe deși, el îți da și faci prins muște. Da, și că aia nu ți s-o da la călugărie ca să te joci cu ea. Pune-o la brâu și nu mai pune mâna pe ea dacă nu știi ce să faci cu ea. Și în momentul când apari cu o pereche de pantofi de o midie și când apare cu o centură din aia de piele brodată și dulamă brodată, nu e act de smerenie. Ei, acolo în patiericul ăla a Egiptului pe care l-am văzut pe viu, de asta v-am spus că e nevoie de luat contactul cu acest pateric pentru a ne așeza inclusiv noi creștinii în matca unei smerenii autentice, erau doar cu niște haine de in lungi până jos, cu o sfoară sau cu o curelușă pe mijloc, cu un fes, cu niște cruciulițe pe cap, cheis monofiziți, să rămași cu problema istorică de la Sinodul 4 Calcedon, dar sunt tot ortodox și au acolo o diferență la cele două fir și două voi ale mântuitorului. El ei zic că e o singură fir și o singură voie, că s-o absorbi cea omenească. Monofiziții ăștia, nu vorbesc de două fir și două voi, Sinodul 4 Calcedon, unite și neamiscate, neîmpărțite și nedespărțite, asta e formula. Și mă gândeam la sandalele alea cu picioarele alea bătătorite, așa, cu părul prins așa legat un pic la spate acolo și cu fesul ăla în cap și cât de modești erau, cu mâinile crăpate, cum muncesc pe acolo prin pustie, repară și o bucată de gardă, o bucată de ceva. Față de omul cochet care apare, vă rog să nu mă atingeți, aveți grijă că se pătează dulama sau așa. Deci e o mică, mare diferență. Și spun, da, și spun lucrul ăsta, mă refer la faptul că autenticitatea smereniei o mai găsește acum la ora actuală, de exemplu, unul își face o bondiță și îi pune un petic în mod intenționat să arate că e o haină veche. Unul își face o dulamă și îi pune jos undeva la poal un petic de altă culoare ca să arate că adică poartă o dulamă veche ruptă. Nu, astea sunt doar snobisme ale smerenii. Adevărata smerenie, spune Filocalia, dacă e să o luăm după Filocalie, spune așa.
haina monahului s-o pui în drum să nu o ia nimeni. Ce e haina care o poartă? Deci acesta e adâncul de smerenie, privind ținuta monahală.